omul v-au instalat în aceeași celulă cu un criminal. Doamne, nu vă permit, doamne! Celula 271, inspecție! Ținută completă! Aia nouă, mă! Poziție de drept! Drept, mă, drept! Încet, mai încet, că doarme! E dărâmat! Da. Bestie! L-ai nenorocit! Am să mă plâng la ONU! Am să mă plâng la Asociația pentru Protecția Deținutului, pentru... cum... Paul! Ei. Ține liniște, vă rog frumos! Mi-e somn! Paul! Paul, dragule! Ce-i cu... Paul! Păi, dar tu ești... Eu? Ce visez? Dar trăiești? Eu știu, nu... Ce-a făcut Marta? Te-au arestat și pe tine? Ce faci? Nu, domnul Paul. Doamna a venit să vă elibereze. Sunteți un cuplu bizar. De când vă cunosc, vă eliberați unul pe altul. Da, cu ajutorul dumneavoastră. E adevărat, statul mă plătește ca să vă arestez, iar eu vă eliberez. Mă, Marta, ce faci tu aici? Marta, ce cauți tu aici? Lasă că vorbim noi acasă. Aoleu, ce mă doare capul. Mamă, ce mă doare capul. De la vodka aia de-aseară. Când aia... Care vodka, mă? Am avut eu niște vodka și am băut-o. El n-a băut deloc, n-a vrut să bea. Nu, nu, că mă doare ficatul. Acum mergem la depozit să vă luați hainele. Fiorosule, dacă ajung președinte al României, te grațiez și te fac judecător, jur. Da, da, la inamovibil. Inamovibil. Dinamovibil. Ce cu... Mm-hmm. Mă, altă dată când mai dai la mufă. Dă-mă să nu te vază lumea, mă. Dă-o pe șestache, că nu mai ajunge aici. Am înțeles, șeful. Așa. Aici. Astăzi e o zi importantă pentru mine. Abia aștept să-mi povestești despre ce este vorba. În sfârșit s-a rezolvat cu bine totul. O ia... Un neamț. Pe Miss Gypsy? Cu Y? Nu, nimișor. Pe Gypsy-a mea n-aș dau nici dacă m-ar amenința NATO cu rachetele Sol-Sol. Are imunitate erotică. N-ai? Da. Chiar s-a găsit în sfârșit un cumpărător serios pentru fabrică? Da, Leliș. Foarte serios. E un neamț. Un neamț, neamț. Pe tipul cunosc înainte de 89. Am lucrat cu el în confecții. Este un mare specialist. Și în plus are un lanț de magazine în toată Germania. Îți dai seama, e rezolvată problema desfacerii. Atunci noroc. Da. Așa, să te ajutăm. Cred că poți să iei florile astea. Lasă, că-s frumos. Sunt proaspete? Da. E talan de Sibiu și, mă rog, sunt proaspete, da? Bine, bine. Mai, eu mă bucur foarte mult. Adică mă bucur că tu te bucuri, înțelegi? De altfel, eu nici nu pot să înțeleg. Nu înțeleg cum am ajuns noi românii să sărbătorim pierderea unei fabrici. Pentru că atâta... Atât ajunge, pentru că trebuie... Lasă, ca să te nutrești. Înțelegi? Că eu nu înțeleg asta. Gândește-te... Nu, nu, îmi pare rău că gândești așa, Lilișo. Zău, noi românii am făcut fabrica asta cu niște sacrificii și acum vine un străin și o cumpără? Vai, Lilișor, cum poți să gândești așa? Să știi că dacă fabrica asta o cumpăra Fane Bancorex, eu o consideram pierdut. Abia atunci, neamțul ăsta vine cu milioane de mărci. Fabrica asta se va moderniza și, pe urmă, nu pleacă cu el în Germania. Rămâne aici, la noi. Dar tu ai să rămâi director, nu? Sigur că am semnat contract pe 5 ani de zile. 5 ani? Nu pentru toată viața? Lilișor, ce figurești. Normal se semnează pe un an, maximum 2.
Eu am semnat pe 5 pentru că neamțul mă apreciază. Mă respectă ca specialist în primul rând. Înțelegi? Atunci, haide să... La mulți ani, Elișoara. N-ai. Dar ce mai știi de Paul, Paul Stanciu? Păi a ieșit de la închisoare. Așa. L-a scos Marta și o să plătească o amendă. Da. Ăsta ziarist adevărat. Ce i-a făcut lui Fane Pancorex? Ce i-a făcut? Iar pe ăla... ziaristul ăla părât. Varză. Ion Varză, nu? Pe ăla chiar l-a făcut Varză. Da. Ce bun e tot. Nu. Sunt să dau niște salate. Și eu, să știi că și eu am o veste trăznet. Așa. Mulțumesc. A căzut guvern. Nu. Guvernul cade la fiecare două săptămâni. Poftim. Lilișor, lasă-mă să ghicesc. Cred că ți-ai schimbat amantul. Dar asta e de la sine înțeles, Naie, nu? Asta de mult știm. E un motiv să bem, felicitări. Nu știu, nu pot să ghicesc. Stai să nu cazi. Madame Enechescu a câștigat la super, ultra, extra, bingo, așa se cheamă jocul, $1,000,000. Cât? $1,000,000. Oh. 1,000,000. Lilișor. Da, mulțumesc. $1,000,000. Și Titi, ce spune? Nu l-am mai văzut în ultima vreme. În orice caz, trebuie să fii foarte fericit, mersi. Trebuie să fii foarte fericit. Oh, no. M-am îmbătat. Căutați pe cineva? Da, căutăm pe niște mititei. Căutăm pe domnul Nicolae Vasilescu. Da, eu sunt. S-a întâmplat ceva? Nu, nimic grav. Venim din partea domnului Lichtman. Ăsta e neamțul meu, chiar. Exact, el. Atunci luați loc, luați loc. Stai jos, să vă jucați în picioare. Nu, mulțumim. Luați loc. Vă rog să comandați ceva. Sunteți invitații mei, vă rog. 50 de mititei mici. 50 de mici? Nu, iertați nimic. Am servit masa cu domnul Lichtman. S-a întâmplat ceva? În primul rând, de unde ați știut că sunt aici? De la secretara dumneavoastră. Ai văzut? E bună și gipsia mea la ceva. Da, e bună ea și la alte lucruri. Ești real, Ilișor. Am venit să vă înmânăm odocumentație. Nu înțeleg de ce se grăbește, doar mâine ne vedem la fabrică. Tocmai pentru că vă vedeți mâine. Da? Și dacă vreți să vedeți docu... mentația. Da, foarte bine, da. Da, scoate-o. Și totuși nu serviți nimic. Nu, mulțumim, am servit asta. Scoate. Băi. Să mă deschizi aici. O deschizi acasă, o studiezi acasă. Da, acasă aici, noi mâncăm, poate mâncați. Măcar 20. Noi ne retragem. Da, 10 măcar. La revedere. Băi, ce caragioși erau, parcă erau niște acolo. Nu mișcă nimeni. Dați-mi imediat clipul pe care l-aveți în buzunar. Cred că e o confuzie. Vă rog foarte mult să vă vedeți de scoateți ceva. Plicul! Ce plic? Plicul, domnule! Ia-i plicul! Domnule, cum îți permiți? Ia-l! Stai, domnule, cum îți permiți să pui mâna pe mine? Domnule, dar ce? Noi suntem infractori! Da, cu coale! Infractori! Cum îndrăznești să-mi jignești soția? Domnule, e un ordin. Vreau să văd o legitimație. Aha, domnul este cu legalitate. Exact. Da. Procuror. Procuror? Da, Lilișor, procuror. Îl dau eu, nu trebuie să mă bruscați. Nici nu știu ce este înăuntru, abia acum un minut l-am primit. Serios? Și dacă este o bombă? Poate mai mult, sunteți profesioniști, luați-l. Deschideți? Nu. Este plicul dumneavoastră, domnule. Nu vreți să înțelegeți că l-am primit acum un minut, nu domnule, știu ce... Domnule, eu nu, eu
voie să-l deschidă, să știi. El a vrut să-l deschidă și l-a spus să-l deschidă acasă. Liniștește-te, Linișor. Acasă, acasă, noi n-am vrut. Ce-s asta? Ce-i cu astea? Ce-i cu astea? V-am spus, am primit plicul ăsta acum un minut, e o înscenare. Îi văd pentru prima oară. Da, așa spun toți. Pe bagnote scrie cu cereală simpatică, mită. Nu se ia-l deci. Linișor, se rezolvă. La mașină. Te rog frumos, calmează-te. Nu înțelegere. Ce faci? Doamne, vă rog frumos. Dacă ai mașină, vă rog frumos. Hai la mașină cu el și... Doamne, vă rog frumos. Doamne, vă rog frumos. 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 E cineva? Mă, că m-ai speriat. Da? M-ai speriat. Ai recunoscut stilul? Uh-huh. Da. Criminal în serie. Da, e bine. Violator în serie. Violator, în serie. Auzi? Da. Dacă vrei să trăiești în continuare, să nu țipi. Dacă țipi, nu ai. Gata. Alege-ți. Țipi? Nu țipi? Te las în pădea. Vrei să trăiești? Vreau să spun ceva. Încet. De. Am ceva important să spun. Da. Să nu audă nimeni. Paul? Da. În viața mea există cineva. Da? Da. Adică eu. Nu, am greșit. Paul? Da. Eu am impresia că tu mă iubești. Da, e doar o impresie, iubito. Da? Liniștește-te, da. Nu. Am greșit. Da, n-ai nimic. Bine. Atunci să știi că eu am ceva important să-ți spun. Da. Că tu nu mă iubești pe mine. Nu mă iubești. Nu, că nu mă... Dar n-ai nimic. Ala, Paul. Eu te iubesc așa. Eu te iubesc foarte mult. Mhm. Dar în viața mea... Da? A mai apărut cineva. Of, Doamne, Dumnezeule. Intră omul în pușcărie câteva zile și gata. Iubita lui își găsește pe altcineva. Nu, Paul. Doamne. Nu. E mai serios. Da? Nu. Durează de mai mult de o lună. Mă rog. O lună, da. Da? Brave. Nu-i nimic de râs. Ce, serios? Pentru că da. Eu am pe cineva. Tu ești serios? Da, vorbesc foarte serios. Este cineva și... Și cu mine cum... Uite-te un pic la mine. Cu mine cum rămâne. Te iubesc foarte mult pe tine. Așa? Dar să știi că îl iubesc foarte mult și pe el. Îl iubesc la nebunie. Da? Mm-hmm. Și ce face? O să formăm un triunghi conjugat și... Auzi, niciodată triunghi conjugat cu mine. Ba. Niciodată. Ba, odată, da. Niciodată. Ba, da. Cu mine triunghi niciodată. Și cred că o să-l iubești și tu foarte mult. Pe cine? Pe el? E, asta. Mai ales dacă o să-ți semene. Ce să semene cu mine? Nu. Să semene cu tasă, nu cu mine. Aul. E, semene cu mine. Cred că s-ar putea să-ți semene. Așa zic eu. Cine să-ți semene mie? Persoana în chestie. Nu spune. Vorbim serios? Vorbim serios? Da? Vorbim serios? Eu ce tu culito, micolico, micolico. No, lasă-l. Ai ce micolico? Lasă-l, că doarme acum. Uite, doarme. De ce m-ai speriat? De ce m-ai speriat? Lasă că se face el mare și te nani, puiu, tati și-al mami. Da? 96. Ne iubești? Să mă mai gândesc, nu știu.
Cred că e demodat să iubești. Cred că cel mai bine e să câștigi bani și să câștig bani pentru voi două. Paul, să vă ascultă-mă, stai că vreau să spun ceva. Apropo de bani, da. Știi că fosta mea soacră, Mada Menechescu, a câștigat un născut. Ce-a făcut? A câștigat un milion. Ai, nu spune, un milion l-a luat în plic? Un milion de lei? De dolari la bingo. Poftim? Vorbești de ea? Da. Cum tu vorbești de ea? Mă dau în închescu. Îți dai seama ce noroc pe capul ei? Bă, ce noroc are. Îți dai seama cât se pot cumpăra cu un milion? Cât? 10 miniștri. Cum? Și 100 de directori. Și polițiști? Câți? Toți. Toți polițiști? Un milion? Toți polițiști, un milion de dolari, toți polițiști din țara asta și îți mai dau și rest. De... ...42... ...77... ...56... ...57... ...57... ...56... ...56... ...53... Cum a luat un milion de dolari? Tu vorbești de ei? Ai văzut la televizor, s-a văzut. Nu, mă. Pe cuvântul tău? Da. Mamă, ce noroc. Da! Da, domnule comandant! Te arestează iar? Da, mă arestează pe mine. Da! Sigur, v-am căutat, da. Vreau să vă arăt ceva. Hai, mă rog, n-ați fost dumneavoastră acolo, n-am vrut să vorbesc cu altcineva. Da, imediat vin. Într-o jumătate de oră sunt acolo, da, da. Vă salut, vă salut! Fetelor! Da. Da, casa Enăchescu. Sunt fiu. Da. Păi știu. Nu. Păi ce dacă telefonați pentru prima oară? Dar mai sunt și alți prieteneți înaintea dumneavoastră. Mai telefonați 7-8-10. Da. E văduvă. Fiul, domnule, copilul. Copilul. Eu sunt copilul. Păi, dacă vă hotărâți să faceți pasul ăsta și ea spune, da, trebuie să mă luați și pe mine. Să mă ocrotiți. Da, sigur. Sunt simpatic. N-ați mai văzut. N-ați mai... Da. Nu, n-ați mai întâlnit așa ceva. Foarte simpatic. Aha. Alo? Da. Da. Doamna Enăchescu. M-am apucat de fumat. Da! Ei! Da! Eu sunt. Sunt copilul. Copilul, fiul. Mhm. Da. Am înțeles. Nu, păi ea e mult mai tânără decât mine. Mai tânără, m-ați zăpăcit. Cum o să... Da. Să-i cereți mâna. Păi cum, domnule, să-i cereți mâna? Păi dacă începem așa, păi azi îi cereți o mână, mâine altă mână, păi mâine un picior, răs, păi mâine alt picior. Luați-o, domnule, grămadă toată odată. Păi o luați pe bucăți. Alo. Da! Alo! Alo! Convins că ați auzit de mine. Sunt scriitorul Gheorghe Enăchescu Balotești. Enăchescu? Și mie mă cheamă Titi Enăchescu. Bine, fără Balotești. Ce, ați venit să cereți mâna mamei mele? Ar fi un sacrilegiu. Vă sunt frate. Ar însemna să vă fiu și tată. Nu înțeleg. Noi doi suntem frați. Să mă duc, domnule, în pace. M-a nemunit pe toți milioane de dolari. Dacă mi-ești frate, cum de-aia apărut-o acum când mama s-a îmbogățit? Mă puneți în situația să fiu cinic. Păi tocmai de aceea m-a apărut, că s-a îmbogățit. Altfel ce aș avea eu cu voi?
Eu sunt un mare scriitor, domnule. Păi, mie pare foarte rău, dar să știi că n-am auzit de dumneata. Normal, pentru că ești incult. Romanul meu, Ninsoara Neagră, a fost tradus în 6 limbi. 6 limbi? Hai 5. A, da. Ia. Deci, în germană, da, 5 limbi. Mai bine 4. Limbi? Da, 4 limbi. Merge 3. Păi stai așa. Unde vrei să mergi? Dom'le, nu vreau să merg nicăieri. Dumneata, vreau să mergi prin holul ăsta, să o iei pe scări și să ieși afară dacă nu vrei să dau eu. Dom'le, așa vorbești cu fratele tău? Care frate, domnule? Tata n-a înșelat-o niciodată pe mama. Ba da, cu o profesoară de engleză la Balotești. Acolo m-am născut eu. Ce să caute, domnule, tata la Balotești? Era pe teren. Dom'le, chiar dacă te-a făcut, nu te-a recunoscut. Ba da, m-a recunoscut, am acte. Chiar dacă te-a recunoscut, n-ai niciun drept asupra banilor mamei. Ba da, am un drept moral asupra unei părți din banii ăștia. Gata, 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 ieși afară! Așa vorbești cu mine, nenorocitule? Eu sunt un mare scriitor. Sunt incult, pentru mine nu există! Ieși afară! Acestea sunt documentele pe care le-am strâns de-a lungul timpului. Da, acolo este și deținutul care a acceptat până la urmă să depună mărturie. Spuneți-mi și mie, domnule comandant, iertați-mă, explicați-mi și mie cum este liber acest Fane Bancorex. Știi ce face băiatul ăsta? Cere taxă de protecție. Sechestrează persoane și cere bani în schimbul eliberării lor. Și face și contrabandă, acum pe perioada embargoului, face contrabandă cu benzină cu Iugoslavia, domne. Cum poate fi liber? Explicați-mi, arestați tot felul de găinari, tot felul de nenorociți și stai liber, explicați-mi că nu înțeleg. Spuneți-mi, are o firmă, Megaromanian Center sau Megalomanian Center, cum se cheamă. Asta e firmă fantomă, domnule, ăsta spală banii, ascultați-mă ce vă spun. Cum poate fi liber? Explicați-mi că nu înțeleg. Dar v-a luat ceva timp ca să adunați dovezile astea? Pe sigur că da. Spuneți-mi, aveți și originalele? Da. Sunt în siguranță? De ce mă întrebați? Pentru că vreau să știu dacă aveți tăria să mergeți până la capăt. Aveți impresia că nu am? Am o rugăminte. Să așteptați până la arestez. De ce? E foarte important elementul surpriză. Jor, mă jur! Îți plac? Ei, divin! Ce-i, mamă? Totu-i bolnav? Nu, mamă, sunt Telemac. Dar de ce vorbești așa urât despre tine? Pentru că m-am înnebunit toți pețitorii ăștia-i tăi. În loc să te mândrești la vârsta asta... La suma asta. Cine-o fi? Știu, cred că alt pețitor sau alt frate de-al meu. Ce frate? Ce-ți vrei să spui? Auzi, cine era pletos? Titi! Ce? E Fane Bancorescu cu chips. Ce n-a pusut acasă? De ce? Afla ce vor. A, mă, tite, stai și tu să-i vezi, uite așa de drăguț. Nu pot, nu pot să stau acum, pentru că ăsta... Bine, lasă că mi-ai explici pe urmă. Dar ia astea. Încet să nu strici fulgii. Bonjour. Este
O mare onoare pentru mine, domnule Bancorex. Pietreanu. Pardon, pardon. Domn Pietreanu. Și dumneavoastră, domnișoara Gipsy. Gipsy. Gipsy, pardon. Luați loc. Loc. Doriți o cafeluță, o dulceață? Aveți dulceață? Da, de cireșe amare. De cireșe amare nu există în comerț. Dar e făcută de mine, domnul Pietreanu. Sunteți o gospodină. Sigur. Eu totul îmi fac singură. Mm-hmm. Doriți? Nu. Nici cafea? Nu, n-am timp, doamnă. Nici domnișoara Gipsy, pardon? Eu... Nu, nici domnișoara nu dorește. Doamna, trebuie să intru direct în subiect. Vreau să vă fac o propunere. Este ceva în legătură cu titișor al meu? El nu este acasă. Doamna, nu este în legătură cu titișor, este în legătură cu dumneavoastră. Doamna, de când v-am cunoscut, în viața mea ceva s-a... S-a schimbat. Doamna, nu mai dorm noaptea. Deloc, nu mai dorme, absolut deloc. Doamna, îmi cumpăr singur flori. Singur? Vă cumpărați flori? Singur! Frezii, orhidee. Astea sunt florile mele preferate. Doamna, noi doi semănăm. Păi nu cred. Nu avem cum să semănăm, domnule Pietreanu. Și apoi nici nu avem aceeași vârstă și... Doamna, vârsta nu contează. Doamna, eu mă simt singur și știu că și dumneavoastră sunteți singură. Da, e adevărat. Bărbatul meu s-a prăpădit. De 7 ani port doliu după el. N-am trăit decât pentru titișor al meu. Numai pentru titișor. Dar acum m-am decis să-mi refac viața. Vă propun să ne refacem viața împreună. Adu florile. Doamnă, îmi permiteți să vă sărut mâna? Zi, cu plăcere. Pe care o doriți. Aga. Dansați. Dar n-avem muzică. La propunerea mea, nu? Știți, am nevoie de un timp de gândire. Dar nu sunteți contra. Dar trebuie să-l întreb și pe titișor. Știți, eu numai pentru el trăiesc. Dacă treaba se face, domnișoara cum rămâne? Domnișoara e colaboratoarea mea. Dă-i florile. Mersi. Mersi. Fi păcat să nu rămână și ea în familie.
O să rămân în familie. Când se revit, doamne? Fiecare zi de așteptare e un chin. Peste o săptămână. E mult, e prea mult. E peste puterile unui om. Atunci să încerc să... să mă hotărăsc mai repede. Dați-mi un telefon. Poi mâine. Foarte bine. Foarte bine. Sunteți minunată, doamnă. Tot ce pot să vă spun acum este... pa! La revedere! Și țineți minte... Supărtat Dumnezeu când cel bun să spuneți da! Fiți liniștită, am să spun ceva în genul ăsta. Da! Te-a speriat Bancolex? Nu. Ți-a spus ceva în legătură cu mine? A fost vorba numai despre mine. Te-a amenințat? Da, m-a amenințat. Mi-a sugerat că dacă îmi împărtășesc sentimentele, va fi distrus. Exact cum îți spun. Asta zic că nu le-a luat în serios. Vai de mine, dar ce... era așa de sincer. Nu, mă, dar asta este un... asta este un... un... un ce? Da... e un om și el, are și el un suflet. Bineînțeles, bineînțeles. Ah, și se poartă atât de frumos. Doamne Dumnezeule! Să vină mai repede, poi mâine, poi mâine! Dumneata, ești profesoara de română Marta Câmpeanu? Da, ce doriți? Dumneata, ești cea care mi-ai nenorocit băiatul? Nu înțeleg. Cine ești dumneata? Eu sunt mama lui Răzvan. Moga. Răzvan Moga. Ah, se înțelege, doriți. Nu, vreau să vă spun atâta. Eu l-am născut, eu l-am îngrijit, iar dumneata îl distrugi. Doamnă, nu spuneți ceva de care ar putea să vă fie rușine. Să mă rușinez eu, să mă rușinez eu, nu? Dumneata să te rușinezi. Dumneata știi că eu nu mai pot să ies pe stradă pentru că mă arată toată lumea cu degetul. Dumneata știi lucrul ăsta pentru că de când a apărut emisiunea aia la televizor cu aia, cu... Vă înțeleg. Da. Și vă compătimesc. Da. Însă nu am nicio vină. Nu aveți nicio vină. Nu am nicio vină. Și eu doream să stau de vorbă cu dumneavoastră. Da. Stimată doamnă, da. De ce n-ați răspuns invitației de a veni la școală? V-am chemat de nenumărate ori. Totuși. Pentru că nu am avut timp, dragă doamnă. Pentru că eu trebuie să muncesc pentru băiatul meu. Pentru că eu trebuie să fiu și tată și mamă. Eu trebuie să câștig, să fac și gospodărie, iar dumneata... Am spus că vă înțeleg, doamnă, da. Se întâmplă de altfel destul de frecvent ca unui elev să-i separă că s-a îndrăgostit de profesoară. Da. Trece foarte repede. Da, trece foarte repede, dar numai că dumneata îl încurajez. Eu? Da. În ce sens? Păi uite-te și dumneata cum arăți. Eu? Cum arăt, doamnă? Ești cochetă! Nu. Și eu mă neglijez. N-am timp să mă ocup de mine atât cât ar fi trebuit și nu sunt mândră de asta. Dar... mi se pare că ați spus că Răzvan n-are tată? Nu are tată pentru că tatăl lui Răzvan ne-a părăsit de mult când Răzvan de-abia se născuse și...
Și el nu era în stare să-și ia o răspundere care să fie a unui tată și pentru asta a trebuit să-l îngrijesc eu singură și numai eu singură m-am ocupat de el și mă rog foarte mult, nu vreau să își bată nimeni în jur de el. Eu v-am înțeles și spuneți-mi, vă rog, dacă se poate. Dacă înțeleg bine, dumneavoastră l-ați iubit pe copilul dumneavoastră. Îl iubesc, doamnă. Iubiți. Mai mult ca orice. Amica, dacă mi-aș permite o comparație așa cum da. O credincioasă îl iubește pe Dumnezeu. Dacă se poate spune, da. Da, și în felul ăsta Răzvan, copilul. Da, Răzvan. A devenit mai sensibil, mai... Da, foarte sensibil. Sentimental decât alți copii, de vârsta lui, nu? E sensibil, e sentimental, așa e. Doamne, vreau să știți că vă înțeleg și sunt prietena dumneavoastră. Doamne! Nu, stați, hai! Cum o să reușesc eu să-i sigură de cazul ăsta, doamna? Nu sunteți singure. You are not alone. I'm here to say you are not alone. Mergem la o cafea? Vă invit eu? Dau-mi o cafea. You are not alone. I am here to stay. You are not alone. În această seară, o nouă ediție a popularei noastre emisiuni, Invitatul Surpriză. Moderatorul emisiunii este, ca de obicei, Ion Varză, omul care nu minte, nu tace, nu iartă. Bună seara, stimați telespectatori! Vă felicit că ați ales prin intermediul telecomandei canalul nostru. Aveți ca întotdeauna bun gust. Mi-ar face mare plăcere să cred că pe mine mă cunoașteți. Pentru cei care nu, totuși vă spun că sunt Ion Varză, omul care nu minte, nu tace, nu iartă. Interlocutorul meu din această seară, vi-l voi prezenta imediat, este vorba de binecunoscutul... comandant al unei importante secții de poliție din capitală, este omul care veghează la liniștea dumneavoastră. Pauză publicitară. Am înțeles. Ce este cu... Pauză publicitară, vă rog. Tensiunea pasionantelor meciuri ale tricolorilor. Vă salut, domnule comandant, bine ați venit. Am o mare rugăminte la dumneavoastră, dacă se poate să schimbăm tema emisiunii. Vorbim altă dată despre Fanevan Corect. Ce? Așa vrea patronul, nu e treaba mea. Și dumneavoastră vă supuneți? N-am încotro, el e cu banii. Eu n-am încotro, trebuie să mă supun. Nu sunteți dumneavoastră omul care nu minte, nu tace, nu iartă? Da, dar risc să rămân pe drumuri. Să știți că riscăm să rămânem amândoi pe drumuri. Credeți-mă, e mai bine să vorbim despre altceva. Mă dezamăgiți. Nu vă dezamăgesc. Credeți-mă și pe mine. Nu am considerat niciodată un erou, dar credeam că vă place măcar scandal. Da, face un scandal dacă vreți, dar cu altceva. Cu orice altceva. Dar avem subiecte destule. Dumneavoastră puteți vorbi. Dacă nu se discută despre cazul lui Fanevan Corect, eu plec. Domnule comandant, nu se poate să plec. Nu se poate să plec. Am dat emisiunea peste cap. Vă rog, dar nu am nimic pregătit. Nu mă interesează. Vă rog, domnule comandant, vă faceți figura asta. Vă rog și eu și invitatul surpriză tot despre perfect. Cu atât mai mult. Insist să... Mergem pe planul emisiunii. Mergem pe planul emisiunii, da. Bine, bun, dacă vreți să vorbim, mă rog foarte. Am o mare rugăminte atunci, da? Vorbim despre Fanevan Corect, dar dacă se poate mai cu grijă așa, adică încă nu știm totul exact, există prezumție de nevinovăție, știți dumneavoastră mai bine, repede, da? Bun, perfect, întotdeauna există. Mi-am încotro acum. Îmi pare rău totuși că ajungem. Imediat și rămânem la misie imediat. Bine ați venit, domnule comandant, cu asta trebuie să începem. Aș vrea să, cu multă plăcere, aș vrea să-mi permiteți să vă aduc la cunoștință o știre de ultimă oră. Cunoscutul om de afaceri, Ștefan Pietranu, supranumit Fanevan Corect, a fost dat în urmărire generală. Parchetul a emis mandat de arestare pe numele lui. Sigur, acum noi nu ne permitem să... Noi nu defăimăm aici oamenii importanți, mai ales oamenii de afaceri, este adevărat, evident, domnule evident. Comandant, cu atât mai mult cu cât, de exemplu, domnul Pietreanu a fost invitatul nostru de onoare în emisiunea trecută, ați urmărit emisiunea? Da. Perfect. Deci, noi
există cumva suspiciuni, s-ar putea să existe suspiciuni, deci noi nu ne putem permite să dăm verdicte în această seară aici. Există prezumția de nevinovăție. Există. Sigur că deci există. Sigur. Este perfect. Sigur. Nu facem decât să oferim o informație telespectatorului, informație pe care de altfel dânsii o pot citi mâine în ziare. Da, probabil. Totuși, o întrebare aș vrea să vă pun, domnule comandant. Se pare că domnul Pietran a fugit din țară. Da. A fugit și se ascunde undeva în Statele Unite. Extrem, am pus întrebarea asta, a fugit, dar de unde este sigur că a fugit? Sau poate a plecat legal, dar chiar nu e posibil. Poate a plecat într-o excursie sau într-o călătorie de afaceri. Avem toate motivele să credem că individul a trecut granița în mod ilegal. Cum adică a trecut? Un motiv, spuneți-mi un motiv. Păi cum putea să... De altfel, serviciul vamal a primit instrucțiuni să rețină orice persoană cu numele de Ștefan Pietreanu și cu semnalamentele respective. Deci, ați primit instrucțiuni, dar Ștefan Pietreanu adevărat n-a fost reținut. A trecut ca prin brânză. Probabil s-a folosit de un pașaport fals. Păi, și cum oricine se poate folosi de un pașaport fals și numai anumite persoane granița. Care dar, comit infracțiuni. Dar cum credeți dumneavoastră că un om important... Avem probe că fugarul a săvârșit numeroase infracțiuni. Bun, numai puțin. Cum credeți dumneavoastră că un om foarte important și cunoscut, da? Și cu poza, bănuiesc că are poza acolo la vama, a putut să treacă? Asta se pot aplica, se pot schimba pozele. Se pot schimba pozele. Dar vreau să vă spun printre infracțiunile care le-a făcut. Nu, infracțiuni. Să nu spunem infracțiuni. Mă rog. Abateri. Mă rog. Iar sunteți amabili. Nu, eu nu sunt amabil. Eu trebuie să pun întrebări, dumneavoastră trebuie să răspundeți. Domnul Varză, a sechestrat persoane pentru a obține răscumpărări. Dar poate le-a reținut mai mult. Ba chiar prea mult. Puțin mai mult. Dar poate meritau să fie reținute persoanele acelea, nu? Dacă aveau datorii, să zicem. Domnul Varză, sunteți prea glumeți. Nu, eu nu sunt glumeț, să știți. Așa pare de la dumneavoastră de acolo. Și încă ceva. A făcut contrabandă cu... Iertați-mă. A făcut contrabandă cu benzină în Iugoslavia, încă ceva. Comerț neautorizat. Da, așa îi spuneți dumneavoastră. Nu, asta, domnul Varză, spuneți așa. N-avându-se semințe prăjite la colț de stradă. Dacă vindea semințe... Iar firma, firma mega romenie în semințe prăjite, fantomă, dacă vindea semințe prăjite, îl prindeați la graniță, domnul comandant. Vă rog? Firma mega romenie în Center este o firmă fantomă care se ocupă cu spălarea banilor. Asta vreau să vă spun. Domnule comandant. Printre altele. Domnule comandant, dumneavoastră vă dați seama ce vorbiți? Evident că îmi dau seama. Chiar vă jucați cu cuvintele? Tot să nu ești joacă, eu știu foarte bine ce am de ce spun. Păi nu vă gândiți că tot ce spuneți dumneavoastră acum s-ar putea răsfrânge și asupra dumneavoastră? Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Păi dumneavoastră, dar ce acuzații puteți să aduceți? Domnul Varză... Vreau să vă întreb ceva. Bun, vreau să vă întreb ceva. Ce ați făcut dumneavoastră, poliția, cu scuzele de rigoare, ce ați făcut dumneavoastră ca să preîntâmpinați asemenea fapte? Domnul Varză... Domnul Varză, vă rog, vreau să vă spun, pot să spun și eu câteva cuvinte? Până acum ați vorbit numai dumneavoastră. Dar eu am tăcut. Dați-mi voi. Da, da. Vreau să anunț telespectatorii că poliția și-a făcut datoria în cazul lui Fane Bancorex. Păi cum și-a făcut datoria? Domnul Varză, el e la New York. Dați-mi voi, vă rog foarte mult. Dar cum și-a făcut datoria dacă el e plecat? Că sunt persoane importante, inclusiv proprietari de mass media, proprietari de televiziune, care le acopere, care fac intervenții ca să le apere, să le acopere. Telespectatori, acesta a fost invitatul nostru de astăzi. Îi mulțumim foarte mult domnului comandant. Îi promitem că oricând are uși deschise aici la noi. În continuare îl rugăm dacă dorește să stea alături de noi, pentru că subiectul continuă. Avem acum invitatul surpriză. Este vorba despre o doamnă. Sărut mâna. Bună ziua, bună seara. Sărut mâna. Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Da. Domnul comandant. Stimați telespectatori, este vorba de doamna care a fost cerută în căsătorie de domnul Fane Bancorex înainte de a pleca în străinătate. Vă rog foarte mult, domnul Ștefan Pietreanu, nu Fane Bancorex. Domnul Ștefan, vă rog să mă scuzați, domnul Ștefan Pietreanu. Da, așa este. Da, făcut... Supranumit Fane Bancorex. Nu, vă rog foarte mult. Da, e supranumit. Dar nu mă interesează pe mine asta. Bun, se numește Ștefan Pietreanu. Îl luăm ca om obișnuit, da? Da. Da, doamne. Ce puteți să ne spuneți dumneavoastră? Așa este. Mi-a făcut onoarea. Da. Să mă ceară în căsătorie. Adevărat, eu i-am cerut timp de gândire. Dar puteți să-i transmiteți chiar acum câteva gânduri ale dumneavoastră prin intermediul camerei de luat vederi. Noi suntem pe internet, da? Satelit, ajungem Merci. Unde cu gândul nu gândim. Vă rog frumos, pe mine mă deranjează reflectoarele astea. N-ați putea să le îndreptați în altă parte? Îmi pare rău, sunt reflectoarele adevărului, doamnă. Astea?
Astea sunt de, nu știu dacă știți. Reflectoare? Nu le cunoaște, nici nu pe mine nu mă cunoașteți. Mă știți, probabil? Mă știți. Știu, eu sunt Ion Varză, omul care nu minte, nu tace, nu iartă. Știu, vă cunosc, domnule Varză. Am asistat la emisiunea în care v-a pocnit Paul Stanciu. Ce audiență mare avem! Eu vă mulțumesc foarte mult, e un compliment. Ce ne puteți spune, doamnă, despre domnul Fanebank Corex? Da, vă rog foarte mult! Ștefan Pietreanu, vă rog foarte mult! Ștefan, doamna, nu, așa, Ștefan Pietreanu, vă rog. Sigur că da. Înainte de a intra dumneavoastră în studio, am avut o mică discuție cu domnul comandant, transmisă în direct, este adevărat, vis-a-vis de domnul Ștefan Pietreanu. Și după spusele domnului comandant, domnul Ștefan Pietreanu a săvârșit unele infracțiuni. Pardon? Pardon? Ce vreți să spuneți? Ce ați auzit? Da, vă rog frumos, eu aș vrea să-i transmit un mesaj. Vă rog, transmiteți-i. Puteți să-i transmiteți mesajul. Da, și cum, cum fac? Cum doriți noastră. Să știți că emisiunea noastră e în direct și e prin satelit, deci oriunde, ajunge unde nu gândiți. Așa, și unde stau, nici eu n-am gândit. Unde sunt și mă adresez... Unde, nu, camerei de la... Uitați, aceea. Camera 1, aveți acolo pe domnul Viorel în spate, iată, vă face semn. Da, acolo puteți să-i transmiteți un mesaj. Da. Domnule Ștefan Pietreanu, oriunde v-ați afla, m-am gândit mult la propunerea dumneavoastră pentru căsătorie. Răspunsul meu este da. Asta e bună, am ajuns și agenție matrimonială. Doamnă, stați puțin subiectul. Dumneavoastră m-ați invitat. Dar subiectul nostru nu e dragostea, doamnă. E un subiect mult mai grav. Probabil că nu realizați. Vă rog. Deci domnul Ștefan Pietreanu, după spusele domnului comandant, este un infractor. Fai de mine, dar nu este adevărat. Nu este adevărat. Domnul Ștefan Pietreanu este un domn. Eu cred că domnul comandant știe ce spune. Eu cred că este infractor. Vă dați seama ce spuneți? Eu îmi dau seama, nu sunt cuvinte. Vă rog frumos, luați loc să putem continua. Să realizați ce ați rostit. Eu realizez, dar vă rog frumos, luați loc ca să putem continua emisiunea. Domnule Varză, nu continui nicio emisiune până când nu îți cer scuze. Te rog imediat. Eu sunt pățit la emisiuni. Păi știu că ești pățit. Și foarte bine că ți se întâmplă ceea ce ți se întâmplă. Și bine îți face cine îți face și ar trebui să-ți facă mai des ceea ce îți face. Mă înțelegi? Să-ți facă cât mai des pentru că meriți. Astea nu sunt discuții purtate, astea nu sunt discuții conduse. Asta este mizerie, domnule Varză. Mizerie, Varză, vă rog foarte mult. Ce s-a întâmplat? Auzi, ai văzut emisiunea? Da, e la soi chestia! Eu nu mă gândesc la mine, că pe mine nu ne-a fane mă plătea. Eu sunt la altă firmă, dar de tine e rău. Și de tine e rău. Ștefan Pietreanu sunt eu. Asta e nebun. Ce stai? Tot așa de la afară. Nu știu dacă e bine să mă bag. Poate l-am pus chiar postul să-i țină locul. Mă duc să-l dau eu afară. Eu sunt șeful tău. Și am dat să bag la ușă prin între. Deci acum. Șeful, dar nu vă supărați. Am vrea să vedem și noi ceva. O hârtie. Uite, o hârtie. Ai văzut-o? Ești afară. Ești afară! Stai. Băi, voi ați văzut emisiunea la televizor? Da. Da, am văzut. Ați văzut pe doamna care se căsătorește cu Fane? Am văzut, da. Aia e mama mea, doamna Iana Chiescu. Ați înțeles? Am înțeles. Da, am înțeles. Hai afară. Este. Cum te cheamă? Adelina. Am înțeles. Adelina. Chiamă la mine pe Păstaie și pe Barbut. Barbut și Păstaie. Adelina? Ce mai vă?
Bine. Plec. Faci-mi un ceai. Un ceai. Cafea? Whisky? Nu, un ceai. Ceai. Cu zahăr, da? Păi ia să ieși. Fii atent. Ieși afară. Ia șeful. Dați lumine, șeful, vă rog. Băi, păstaie, băi, barbut. Cum o să vă bat eu pe voi? Băi, am o treabă pentru voi. O știți pe Gypsy? Domnișoara. Vreau să mergeți la ea, acasă. Și să-i răscoliți puțin lucrurile. Se poate? Să nu se supere bossul. E ordin de la boss. Păi, dacă e ordin, cu plăcere, nu? Știți că el a dat în gât la gabori. Boss. E cârtiță. Hai. Executare. Înțeles. Asta e? Da. Da. Nu tu, mă. Nimic. Nu vă supărați. Vă caută o doamnă. Fă legătură. Nu, nu la telefon, e chiar aici. O doamnă? Să intre. Pot să plec, domnișoară. Domnul mă cunoaște. Mă cunoști, nu-i așa? Nu. Ce este asta? Da, chiar. Cine sunt? În fine. Uite pentru ce am venit eu, dragă.